Astăzi, fraților, o să mergem și o să ne deschidem propriu showroom. O să mergem și o să vindem aceste mașini, iar după ce le vindem unor clienți, o să mergem și o să le localizăm cu un tracker, iar apoi o să le furăm și o să le vindem din nou. Practic, profitul este dublu. Așa că hai să mergem să deschidem showroom-ul. Ok, fraților, am dat primul anunț. O să așteptăm să vină lumea și să sperăm că o să vină rapid. Momentan avem așa, avem o mașină de asta, avem un Koenigsegg Bentley-ul lui Petrișor, mai avem un Lamborghini, nu știu cum se numește exact ăsta, dar știu că e foarte scump, dar eu o să-l dau destul de ieftin ca să poată să-l cumpere cineva și să pot să-l iau după înapoi. Avem pe cineva la ușă și eu nici n-am văzut. Bună ziua, domnul, bună ziua, puteți intra. Bă, ești nebun, bă, nici n-am știut. Bună ziua, domnul, ați venit să cumpărați? Bună ziua, da. M-ar interesa un Mercedes, dacă aveți. Oh, perfect, perfect. Mercedes, doar ăsta l-avem. Nu știu exact modelul, fraților, ce model e ăsta. S63. S63-ul ăsta. Mi se pare că e nou, n-are kilometri dați înapoi, n-a avut niciun accident, adică e perfect, stare bună, l-a avut o bătrânică și dumneavoastră văd că sunteți bătrânel, deci... Adică, vă luați cumva de bătrâni sau? Nu, să trăiți, am greșit eu. Doamnă, n-am venit aici la magazin să fiu insultat, vă rog frumos. Da, mă iertați. Deci, să vă zic prețul. Costă 80.000, adică 80.000 de euro. Deci, e destul de ok prețul, nu? Câți cai are, domnișor? Cai are, cred că 600, 602. Zic, domnișor, că e cam tânără mașina, noi. Are... Uh-huh. Are V8, ia uite, frumos, elegant, biturbo. Deci, îl cumpărați? Da, chiar arată foarte bine. Ok, așteptați-mă aici în interior, pe partea dreaptă. Mă duc să vă aduc cheile, contractul și așteptați acolo. Ok, fraților, avem primul client. Mă duc chiar acum să aduc cheia la Mercedes, pentru că nici nu s-a urcat în el, că nu poate. Am uitat că e încuiat. Aici parcă am lăsat cheia. O să luăm și contract, să-i facem de la. De fapt, nu-i facem niciun contract, dar îi zic eu că îi fac. Practic, tu când vinzi o mașină, trebuie să dai și o asigurare, dar eu nu prea am așa ceva. Așa că o să-i dau, nu știu, dau o foaie de asta goală. Gata, domnul. Era încuiat, îmi pare rău. Hai să o scoatem afară și îmi dați bani și vă dau o și contractul. O să intru și eu? Da, desigur. Așa, domnul. Hai să o să o las aici aparcată pentru dumneavoastră. Bun. Câți bani aveți acolo în valiză? Am pe toți. Ok. Îți fix 80.000, de aia și am vrut mașina pentru că este exact perfect la banii pe care i-am aici. Perfect. Uitați aici contractul. Mersi, domnul. Respect și sper să vă placă mașina. Bun, eu o să mă duc, mă grăbesc. Un pic, okay? Ok, să trăiți. Bun, fraților, let's go, m-am vândut prima mașină. Acum noi o să mergem, trebuie să las valiza asta undeva, luăm motorul și trebuie să-l urmărim pe băiatul ăsta să-i furăm merțanul. Punem rapid valiza undeva, bă, fraților, bă. Oricum am pus tracker pe merțan, deci o să aflu unde e oricând. O să las valiza, uite, aici. O, fraților, voi realizați să vindeți o mașină, vă luați banii pe ea și după luați mașina înapoi gratis. Ok, momentan am încuiat showroom-ul, nu cred că mai are nimeni cum să vină. Ar trebui totuși să mă duc să mă deghizez cumva și să pot să-l prind pe băiatul ăsta cu merțanul. Ia uite-l. Bă, ăsta doar pe acolo era, mă. Ăsta se vede că e bătrân, fraților. Nu, hai să-l urmărim așa mai ușor. Băgăm aici pistolul. Ce face ăsta cu merțanul, mă, ia? Poate vorbește la telefon cu cineva. Să trăiți, domnul, să trăiți. Cred că am uitat, puteți să opriți un pic? Hai mai încolo, să ne tragem mai încolo pe dreapta. Ok. Cred că vorbea la telefon ăsta cu cineva. Avem pistolul în mână? N-avem. Bun. Spune. Am uitat să vă dau... Îmi pare rău, domnul, mâinile sus. Cum să vă zic, ați că am cumpărat de la cine nu trebuia, îmi pare rău. Vă las motorul ăla la schimb, cred că costă undeva la 1000 de euro și mulțumesc de mașină. Bun, fraților, let's fucking go. Bă, bine că ăsta mergea încet, bă, deci dacă nu mergea ăsta încet, nu mai prindea merțanul ăsta niciodată. N-o să-l mai pun în showroom, pentru că poate o să sune la poliție. Dacă poliția vine acum la showroom, deci dacă poliția vine acum la showroom și găsește merțanul și vine bătrânul ăsta, o să aibă dovadă că l-am furat. Dar eu dacă duc merțanul ăsta și am creier și l-ascund undeva, uite aici, de ce să nu? Îl aducem mai târziu în showroom sau poate aducem altă mașină. Deci poliția dacă vine acum la showroom, n-are o dovadă că eu am vândut un Mercedes. Așa că o să mergem acum. Sper să nu vină bătrânul. Trebuia să-l omor, bă, frate, dar am luat 80.000 de pe el. Dacă l omoram, era prea de tot. Am zis că îl lăsăm acolo în viață. În schimb, i-am lăsat un motor care costă 1000 de euro. Hai să mergem înapoi la showroom, mai dăm un anunț și așteptăm să vedem care e situația. Ok, fraților, am mai dat aici un anunț, frumos, elegant cât de cât. Așteptăm să vină următorul client. Mi-e foarte frică să nu vină moșul ăla cu poliția. Dacă vine moșul ăla cu
poliția, e jale rău de tot. Mergem aici și așteptăm să vină. Oh, a intrat deja cineva și nici n-am văzut. Să trăiți, domnul Lup, să trăiți. Am venit să cumpăr și un Lamborghini la calbine acolo. Ok, stați numai un pic aici, că am de dat un telefon. Bun, fraților, Lupul ăsta pare mafiot și vreau să-l sunăm pe Ceapă. Să vedem dacă este în oraș. Ok, telefon stricat. Alo, da. Bă, Ceapă, fii atent, am deschis unde ăsta un showroom. Îți dau share location să vii. Da. Am aici un Lup care pare mafiot și gen, fii atent, îi vinde mașina. Așa. După eu luăm înapoi. Dar mie că dacă fac asta singur, poate mai are ceva de ăștia de-a lui. Vii și tu? Vin, te ajut. Bun, hai. Îți trimit acum locația. Bine. Ok, fraților, așteptăm să vină Ceapă. Până atunci hai să vorbim cu Lup. Domnule Lup, v-ați hotărât care o vreți? Hai, gata, ne zic. Ia să vedem. Ziceți că se asortează, nu vreți pasta? Nu. Ok. Da, știți că asta costă ceva, nu? Eu, domnule, mama, dacă am... Costă 800.000. Dacă vreți, domnule, am bani. Ok. Ce problemă. Atunci, domnule, hai să o scoatem afară. Mergem, vă facem contractul. Dar sigur aveți 800.000? Adică e cam mult. Da. Ok, da. Bun. Urcă și tu. Mă așteptam să zici că n-ai 800.000. Așa, dai să ieșim pe aici. Aveți banii la dumneavoastră sau îi dăm la un bancomat? Ei, i-am la Ok, domnul. Mamă, dar sună foarte tare Lamborghini-ul ăsta, cred că o să vă placă. Da. Ok, are frâna cam nasoală. Cum vă numiți? Domnul Prințu. Domnul Prințu, să scriu? Ok. Da. Domnul Prințu Lup, luați aici contractul și presupun că aveți să-mi dați și mie banii, nu? Stați un pic, domnul, că aveam ceva mașină și să nu uit, o secundă. A, nu aveam în asta, nu mai contează. Gata, aveți banii? Da, poftiți aici bani. Bun, mulțumesc foarte mult și s-o stăpâniți sănătos. Aveți permis de mult timp? Da. Ok, să trăiți. Ok, fraților, a doua mașină vândută. Avem trecări pe ea, pe asta chiar nu mă panichez. Când am intrat în mașină, voiam să mă asigur dacă e trecărul pus. Dar nu puteam să accesez... cum îi zice? Nu puteam să accesez portbagajul din față. Nu puteam să accesez partea aia din față unde poți să pui iteme. Dar trecărul e pus pe Lamborghini. O să mergem, sper că a venit Ceapă la showroom. Și așteptăm să se facă un pic mai târziu. După care o să-i furăm băiatului Lamborghini. Bun, hai să mergem înapoi să ne ducem și noi a doua valiză. De data asta avem... Ăsta e Ceapă? Ce fac, bă, nebunul, ai venit? Da. Ok. Fix ce am vândut acum un Lamborghini și mă duceam să pun, știi cât am aici, bă? Cât ai? Ghici, hai, ghici. 500 de mii? Mai pune. 600? Mai pune. 1 milion? Na, nici chiar acum am mai făcut bogat. Am 800 ca ochi. Adică... 800? Da. Și mai am, mai am? Până acum am 880.000, fii atent, o să-ți dau și ție, dar așteptăm să se facă un pic mai târziu și după mergem după Lupul ăla, că e periculos. Bun, mă duc să pun valiza, mamă, să nu ne fure Ceapă ăsta ceva, că nu-l știu de mult timp și pare un pic suspect. Bun. Vrei să mergem să-l furăm acum pe Lupul ăla? La noapte. Ok. Atunci hai să închidem showroom-ul, dăm o tură în oraș și îl furăm pe ăla. Luăm Raptorul tău? Hai Raptorul, că putem să-l călcăm și tău. Ok, fraților, chiar acum am dat track la mașina lui. Gata, ești pe fază? Da. Ok, am dat track și ia stai că-s curios unde e. What? Tu vezi unde e, mă? Sub un pod. Ce face la sub un pod, nu știu. Foai de cap. Aolo, trecem pe lângă poliție, nu e bine. Bun, deci fii atent. Al naibii Lup. Da, Lupul ăsta ori are un club, fi pregătit cu armele. Deci Lupul ăsta, ți-am zis, are ceva, cred că ceva warehouse. Mama, până găsim noi, ai murim aici. Nu, că e fix aici. Uite mașina. Da, hai să lăsăm aici. Dacă să scot pistolul, așa. Hai să-l spionăm. Ai grijă. Ia uite-l. Bă, ce face? Fumează? Doamne. Cred că fumează. Ți-am zis, are ori warehouse, ori club. Hai după el. Așa au cam toți mafioții. Ia, unde e intrarea? Întrebare de 10 stele. Avem... ce? Bă, am mai întâi să vorbim cu el. Da, pe unde e stringardul ăsta? Hai pe acolo, hai. Mă, fraților, nu știu unde e intrarea asta, nebunesc, efectiv. Îmi iau un ciocan în mână. Bine că mereu am un ciocan la mine. Așa, hai să vedem. Mamă. Ok, ăsta e Lamborghini-ul. Ia, ne mai cunoaște. Să trăiți, domnul Lup, să trăiți. Să trăiți, ce ziceți? Oare ce e aici, un club sau ceva? Oare putem intra? Desigur. Ok, ia mă. N-am mai fost aici. Uai, ce lumini. Ia să vedem, fraților. Hai să vedem. Mamă, cât de jos e. 4K Ultra HD luminile astea. Mă spar pe ochi când am intrat. What? Mamă, ce jos e clubul ăsta, fraților. Ok. Bă, fii atent. Aici luăm. Sau? Hai să vedem totuși ce e pe aici, că-s curios.
După care o să-l și om. A, da, bă, ăsta chiar are club. De asta și-o permis el Lamborghini. Ok, stai să ne audă. Mă gândeam, bă, că ce om normal dă 800 capă Lamborghini-ul ăla vechi. Ok. Bă, sincer, adevărat. Ia, mă, ăsta nu cred că a venit, cred că ne-a lăsat numai... A, să trăiești, domnul Luc. Ne pare rău, dar am dorit cheile de la Lamborghini-ul de sus. Deci... Mai repede, dacă se poate. Bă, da, eu, bă, da, eu, bă, nu voi spui, mă, și cuite acum. Pare rău, n-avem ce să facem, ați cumpărat de la șobolani. Când cumperi de la un șobolan, se întâmplă să nu fie totul cum îți dorești. Orice are o consecință. Hai că am luat cheia. Îl omorăm? Ok, nu vreau să mă uit cum îl omoară. A, l-a lăsat în viață. Aoleo, ce prost. Doamne, ce apă, trebuia să-l omoare și nu mă aude. Doamne, deci, ok, trebuie să plecăm dacă nu l-a omorât. Știți care e întrebarea mea? Cum plecăm? Urcă, urcă, urcă. Mă, da, de ce nu l-ai omorât? Chiar ai milă? Știi care e faza? Că dacă avea el un pistol, noi eram aia care mureau. Pe aici era intrarea și noi n-am văzut-o. Unde cred că, cred că murim. Acolo, ok. De dreapta. Mamă, bă. Aici am dat un pic la risc, sincer. Adevărat, acum poate spune la poliție. Deci tu din toată combinația asta vrei doar Ferrari-ul ăla, SF90-ul? Nu vreau nimic, bro, ești prietenul meu. Ok, bă, ești prea de treabă așa tu. Dar tot îți dau ceva. O casă. N-am nevoie, mă, bro, n-am. Uite cum virează ăsta pe dreapta. Ok, hai să ducem Lamborghini-ul la loc. Ok, hai să vedem că cred că au venit niște clienți. Ia, mă. Da, au venit. Ok, am schimbat mașinile. Salut. Vrei să cumperi Supra asta? Da, da. E 100k fix. Ai banii la tine? Da. Ok. Cum? Transfer bancar. Ah, ok. Ne face transfer bancar, cică, băieții. Așteptăm transferul bancar. Mersi. Hai să o scoatem afară, domnul. Vă zic să urcați în dreapta. Dar cum de-ați ales-o fix pe asta? Adică mai avem Lamborghini, de-astea nebunii? Asta v-a plăcut cel mai mult? Da. Ok. Mă gândeam că e super. Acui nu-i place, fraților, să fim sinceri. Lui băiatul ăsta nici nu i-a mai dat contract, fraților. Stai să parcăm aici. Domnul, eu vă las aici mașina, totul e în regulă. Mai aveți nevoie de ceva? Sper să nu zică contract. Nu, e ok. Ok, domnul, să trăiți atunci. Bun, hai că mai avem pe cineva acolo lângă un Lamborghini, să vedem ce vrea. Deci lui băiatul ăsta nici nu i-a dat contract pe Supra. Trebuie să o recuperăm, că e o mașină super. Ok, fraților, am vândut la băiatul la Supra. Mai avem aici un client. E poliție. Fraților, e poliție. Nu cred, sper că nu m-a prins. Că nu are nicio dovadă, oricum. Bună ziua! Bună ziua, domnul! Aolo. Bună ziua! M-a sunat cineva, inspector Hidde de la Dicot. Să trăiți! Cu ce m-a gânduri? M-a sunat cineva că furați și vindeți mașini, e adevărat? Nu? Are vreo dovadă sau ceva? Da. Mai cineva și-a făcut? O să trebuiască să mergem la secție ca să vedeți dovezile și... Aolo! Bine atunci, n-am ce să fac, fraților. Domnul, atunci îmi pare rău, închis, reveniți mai încolo. Na, hai, domnul, ce să zic. Hai, da, domnul, vin. Urcați-vă în spate, dacă se poate, pe partea mea. Da, domnul, de ce vine? E agent sub acoperire? Nu e agent sub acoperire, vă rog să vă dați jos, domnul. Acum, dumneavoastră, haideți în spate. Eu? Da. Fix în spate. S-a prins că vreau să-l omor. Ok. Da. Haideți. Și domnul, ce să vă zic așa, dar știți că dacă n-aveți dovezi, nu prea puteți să mă luați, nu? Am dovezi. Ok, atunci, na. Dar sunt curios, cum îl chema pe băiatul care a sunat? Sau nu s-a prezentat? Nu. Aolo, doamne. Ne-a arătat doar dovezi, ne-a sunat, ne-a arătat okay. Dovezile și sunt la secție, știți? Câte luni îmi iau la pușcărie? Câte luni, ani? Sau... Ani, păi sunt ani, domne, pentru... Domnul, am un avocat, pot să-l sun? Ok, răspunde ceapă, dacă răspunde îi zic să... Da? M-auzi? Haideți că tot nu ne grăbim. Hai și tu la poliție, bă. Ok, stați un pic, domnul, îi dau un mesaj. Îi dau mesaj lui ceapă. Hai la secția de poliție. Așa. Vine? Că m-a luat unul. Acum i-am zis avocat? La avocat, acum i-am zis. Stați un pic să văd dacă îmi răspunde. O luăm puțin pe contrasens că e... Da, domnul, dumneavoastră sunteți Dicot sau Interpol? Că nu-mi dau seama. Văzut o insignă, nimic. O venit deja ceapă? Cred că da. Domnul avocat, ați venit? Da. O să vine și domnul avocat. Sper că vine. Hai ceapă, please. Dă-ți seama. Ok. Bine.
Street. Fugi, 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 fugi. Doamne, e deschisă? Bă, cât noroc am cu tine, bă. Bă, m-a prins, cred că o sunat ăla de am dat Lamborghini, o mâncați așa. Dă-i. Bă, ai fost mai rapid ca The Flash. Mamă, nebunule. Îi dăm, știi unde îi dăm, nu? Unde? Îi dăm și ne ascundem în bunker. Stai să scot. Mai știi bunkerul unde l-am jefuit pe rockerul ăla? Da. Trebuie să-i dăm acolo până-i noapte, bă. Hai, bă, mersi, bă. Pentru asta chiar o să-ți dau câți bani vrei tu după. Nu ai, mă, nicio problemă, stai chill. Zic să mai vindem o mașină la showroom, una doar. Nu mai, că după vine colegul sau cine mai e. Și bă, dacă ăsta, doar el știa de asta, de combinația, gen, de cazul ăsta, că practic e un caz, știi? No, e în date stras. Deja da. O să fie în bază de date, bă, ești nebun. Păi și aș mai vinde Lamborghini-ul ăla la un băiat. Era acolo care m-a așteptat. Dacă încă e pe acolo, fii atent. Vrei să mergem solo? Mergem când e noapte. Așteptăm gen... am luat-o pe drumul greșit. Stai că-i dau pe aici. Așteptăm să fie noapte. Mergem înapoi, deschidem showroom-ul, dăm anunț. Cred că ne deghisăm iar în altceva. Sau de fapt n-are rost. Dacă mai vine băiatul ăla, era un băiat în gri. Îi vindem Lamborghini-ul, închidem showroom-ul, plecăm. Ne mutăm în altă țară. Hai, nu ne mutăm în altă țară, dar ne mutăm pe... Da, pe insulă, două săptămâni. Bun, îi dăm la bunker. Bă, da, tu asta o ai de la mine? Eu. Hellcat-ul ăsta? Dacă vrei, ți-l las ție Hellcat-ul ăsta. Că... Nu, mă, ce ai? Să ai și el înapoi. Mi l-a furat și bolanul. Bă, poate mai e rockerul acolo. Cum ar fi să mai fie rockerul? Nu, mai e, ce ești nebun, s-a evaporat. I-au trecut două zile lucrătoare. Ok. Hai, mergem, mâncăm ceva în bunker și ne auzim pe seară. Bine. Ia, mai avem sprite-uri pe aici. Ok, fraților, o să revenim mai pe seară. Gata, bă, s-a făcut noapte. Tu ce bei acolo? Niște Fanta. Vrei? Cred că bei un telefon. Hai, urcă sus. Doamne, ăsta bea telefon. O să iau mergem. Vrei să nu dai frâne bruște, că dă pe mine. Da, omul bea un telefon, deci fii atent. Îi dăm, băi, un afară aici. Îi dăm și mai vindem SVJ-ul. Bă, ăsta e ăla de am vândut Supra. Salut? Salut, mă auzi? Cauți aici? Poliție? Poliție? Unde? E multă poliție de făcut pe aici. Aici? Bă, ziceam inițial să te omorâm că n-ai voie să fii aici, dar dacă ne-ai zis asta, ok. Hai, urcă aici. Dar totuși, cum ne-ai urmărit de la poliție până aici? Mamă, ce... Băiatul ăsta e cam ciudat, nu crezi? Ăsta o fi polițist undercover, mă? O trage. Sper că nu. Bă, dar îi spar toate geamurile posibile și imposibile. No, bă, fii atent. Ia zi. Îi dăm la showroom. Așa. Mai deschidem... Mamă, era să fac accident. Mai deschidem o dată, ultima dată, vindem Lamborghini dacă mai găsim la cineva sau ce vindem noi pe acolo. Așa. Îl închidem, luăm banii și atât. Dacă planul iese bine, sper că iese bine, că altfel o să fie cam urât. Crezi că o să iasă bine? Da, să sperăm. Hai că mai avem un pic, ajungem, dăm anunțul că redeschidem și să sperăm că mai vindem, bă, una măcar dacă vindem. Una. Ia, le mai avem. Cum era să fi venit cineva să le ia? Cam urât? Ok, fraților, mergem acum și redeschidem showroom-ul. Da, așa că dau acum anunțul. Frumos, elegant. Bă, ar fi bine să showroom aici. Deschis, locația mai jos. Ce zici? Ar fi bine să... Stau pe aici ascuns. Păi poți să stai ascuns, dar de ce ascuns? Da. Adică? Păi dacă îi vine cineva de ăsta periculos, să trag direct în el, înțelegi? Cine periculos? Dar nu vine nimeni, băunule. Aolo, ia uite-l pe ăla cu bicicleta. Bă, l-ai băiatul de voia să cumpere. Ia. Să trăiești, domnul, puteți intra. Fugi, l-ai speriat, mă. Bun, fraților, băgăm o combinație. Cred că îi vinde murusul ăsta, nu știu. Ok, fraților, hai să vedem ce vrea băiatul. Să trăiți. Să trăiți. Domnul, voi n-ați fost atunci când m-a luat poliția. Da, voia să cumpăr Lamborghini aceasta. Ok, vreau să vă zic că nu a fost adevărat ce a zis polițistul. Am fost acolo și era altcineva. Nu, prea aveam și eu încredere în el. Nu, pe câmpul nostru curat. Da. Putem da și un aveți test drive? Aveți bani? Să lăsăm la test drive? Să lăsăm la test drive? Tu ce zici? Da, vii cu Hellcat în spate. Bun. Bine. Hai la test drive. Conduci tu până afară? Conduc eu. Bun. Vezi că ieșirea e fix pe stânga în față. Dai grijă să nu julești. Să-mi dai și chele, vă rog. Acum. Așa. Deci, domnul, puteți să-i dați, dar nu foarte tare că... Da, dă-i tu că se dă. Mie să nu juliți mașina, costă foarte mult. Mamă, fraților, de faci asta ceva? Cu ce vă ocupați? Nu se poate să... Păreți așa mafiot, dar mafiot suspect.
Unde-i dați, domnul? Bă, ceapă. Aolo. No. Hai, aveți pistolul ăsta. Tu erai polițist? Mâine sus. Tu erai polițist? Nu cred. Bă, dar tu n-ai murit când ți-o dai cu pistolul în cap? Nu, că aveam cască. Mi-a dat, m-a lovit și dar a durut. Aolo. Să vezi, al tău îmi pare rău de el, dar a scos arma la mine și în același timp îmi apare. Nu, l-a lovit pe ceapă. Tu ai luat-o personal că ți-o dat ăla cu pistolul în cap, ai vrut să te răspuni. Atunci cred că mă predau băieți atunci, n-am de ales. Bine, mută și tu, du-și tu la ambulă înapoi. Aolo, bro. Mamă, fi mort, ceapă. Deci, domnul, o să aveți... Domnul, deci oare câți ani? 20, dar... Na. Wow. Mă, ai dus ăla? Să vezi și tu. Mamă, bro. Cât mai ai? Bă, trește ceapă. Bine, mai e puțin ok. Deci, da, după 15 ani o să puteți ieși, nu știu ce. Dacă trește vă comportați ceapă. Frumos și dați. Mă comport, o să fiu cel mai Doamne, de treabă. Ajut. What? Nu, trebuie să plec. Bă, trește ceapă, mă, în cap, așa n-am murit. Dar se bate cu celălalt, unde naiba să plec? Iau mașina asta, te rog, oprește-te, îl sun după pe ceapă, nu știu. Nu mai vreau să stau. Mamă, am fost și împușcat, perfect. Luăm mașina asta și plecăm. Oh my god, știi ce, bă? Nu pot să plec, trebuie să mă duc să închid showroom-ul. Doamne, trebuie să închid ușile. Să mă duc oare să-l închid? Mamă, e prea riscant. Știi ce, bă? O să pierd multe mașini. De ce m-am băgat în combinația asta? A fost prea proastă ideea. O să plec și nu știu ce face ceapă. Ia să-l sunăm. Ia, trăiește ceapă. Hai să vedem. Zi-te rog că trăiește. Nu răspunde. A, răspuns. Da. Trăiești, bă? Unde ești? Tot unde ești? Tot acolo. I-ai omorât? Doar pe ăla, pe poliție. Și pe ăla mi-a dat. Încearcă să te duci undeva pe stradă să te iau. Cu o mașină gri. Nu chidea pe ăla. Hai în față la show. Uite, te văd. Urcă. Hai. Hai că dăm direct la spital. Bun. Mamă, brut, ai văzut ce plan au avut ăia, mâncați-aș. Da. Uai de capul meu, bă. Mă doare rău. Și eu s-rănit. Îi dăm la spital. Uai de capul meu. Bă, da, câte de-astea gloanțe s-au tras în tine? Ai avut armură sau ceva, nu? Două. N-am avut nici armură. Dar okay. Două, mă rog. Doar două nimerit, bun. Stai că îi dăm direct la spital. Ajungem. Uai, și eu s-rănit rău de tot. Nu mai facem combinații. Bă, am scos 800.000, dar cred că le pierdem pe alea. De fapt, poate le găsim mai diseară. Hai să ne ducem. Poți să vii? Mamă, fraților, suntem la spitalul ăla de extraterestri. Poate găsim ceva bandaje pe aici. Nu e bine. Suntem la spitalul ăla care nu e bun. Bă, ai grijă că nu trebuie să stăm mult la spitalul ăsta, că e de ăla de nebuni. Mamă, fraților, hai că ne-am luat și viață, e bine. Oh, eu sunt mai ok, tu? Ok. Bun, te aștept afară. Mergem la showroom și trebuie să recuperăm mașinile. Nu mai vindem astăzi. Bă, fii atent ce trebuie să facem noi. Mergem acum, riscăm să ne recuperăm mașinile. Câte prindem? Tu și te las pe tine undeva. Fraților, lăsăm pe ceapă undeva, nu mai vrea să se bage. Bă, nu te las, mă, la greu ce ai. Haide. Bă, dacă vrei eu te las undeva, zic că nu vreau să mori. Era la un milimetru să mori. Nu te las, mă, la greu, haide. Ok, s-a făcut și noapte. Bă, e jale rău de tot cu poliția asta. Tu ai văzut cum a venit? Și-a adus de la secție 10 Lamborghini-uri, ne-a oprit după. Am fugit, nu mai știu nimic ce sunt. Nu mai înțeleg nimic, doar hai să ajungem acolo. Atât așa că ajungem. Ok, dacă nu e nimeni, intrăm, luăm mașinile, recuperăm din cât putem. Mamă, eu tot strănit, trebuia să mai stau un pic acolo. Bun, nu e nimeni. Ia Bugatti-ul ăla, că e cel mai scump și vino după mine. Ok, hai să ne recuperăm mașinile. Eu o să iau Lamborghini-ul ăsta, Urus, pentru că e de la Petrișor. Să mă urmărești, bă. Bun, dă-i tu primul, așa. Bă, dar n-am luat iar o stație, mă. Hai după mine. Mamă, cât de rănit sunt. Hai să le lăsăm, uite aici. Le duc eu după acasă, nu-i problemă. Așa, gata, hai să vedem ce mai găsim. Parchează-l acolo, hai să vedem ce să mai luăm. Mai au Ferrari-ul ăsta, hai să mai luăm Ferrari-ul ăsta și plecăm, fraților. Stai să-l sunăm pe ceapă, să le ducă direct acasă, că nu mai e de făcut nimic aici. Bă, du-le acasă, că nu mai am luat Ferrari-ul și atâta, gata, închidem ăsta, ok? Da, nu știu ce face ceapă, fraților, nu răspunde, nu vorbește, eu mă duc când duc Ferrari-ul ăsta și ne auzim când ajungem acasă. Ok, băieți, am adus acasă mașinile. Nu știu dacă mai știți, dar am avut un Koenigsegg la început, un Koenigsegg Agera. L-am dat pentru acest Rolls-Royce, care mi se pare un pic mai ok. Să-ți mă dragă, să le iau
Bă, ce se aude, mă? Bă, what the fuck? Ce am auzit, mă, mâncava așa? Mai sus, mai sus. Why? What? What? Bă, decod la mine în casă. Ce? What the fuck, bro? Hai că scap, 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 scap. Dar întrebarea mea e cum au ajuns ăștia la casa mea. What the fuck? O fi... Cred că am avut tracker pe una dintre mașinile mele și eu n-am știut. Ok, dacă ajungem acolo jos, mi se pare că e o bucată de gard ruptă și putem să sărim. Bă, dar nu înțeleg. Nu, ăștia trag după mine. Mai de capul meu. Please, 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 spune-mi că scap. Please, spune-mi că scap. Oh, trag ăștia după mine. Oh, am intrat în apă. Haide. Înoată, înoată. Ok, ăștia sunt în apă. Mai am un pic, ajung acolo sus. Eu nu mai înțeleg nimic. Eu nu mai înțeleg absolut nimic. Deci dacă am timp să ajung acolo pe podul ăla, am scăpat. Te rog, te rog, te rog, te rog să nu tragă. Haide, haide. Dacă au tras, a murit. Dacă au tras, dar n-au cum să tragă în apă. Haide, bine, te rog. Oprește, te rog, oprește. Dă-mi, dă mașina, dă mașina, dă mașina, dă mașina, dă mașina, dă mașina. Oh my god, bro. Ok, am scăpat. Ok, fraților, o să ne grăbim să ajungem undeva la un hotel, să putem să dormim și ne auzim în episodul următor.